Educația copiilor este o experiență dificilă, cu multe riscuri și cu rezultate culese peste ani. Toate sfaturile, literatura, studiile și recomandările specialiștilor se bat adesea cap în cap, iar părinții rămân cu dileme și incertitudini. Cum să fie educat corect un copil, unde să găsească părinții mijlocul de aur, încercăm să aflăm de la psihologul Maxim Orândaș. Maxim, salut! Salut! În primul rând o să te întreb dacă există educație corectă și greșită. Sigur, există. Putem spune că educația corectă este atunci când avem și satisfacem nevoile copilului. Și invers, educația incorrectă, când nu ținem cont de nevoile copilului. Și atunci, dacă satisfacem nevoile copilului, aici mergem de la o extremă la alta. Sunt părinți care satisfac toate nevoile, și nu doar nevoile, dar și poftele, chefurile și toate mofturile. Și există părinți care categoric spun nu și taie, nu ai voie. Cum din punct de vedere psihologic aceste variații sau aceste extreme influențează dezvoltarea copilului? În primul și în primul rând trebuie să înțelegem că până la o anumită vârstă nu există că facem prea mult pentru copil. Până la ce vârstă? Până la vârsta adolescenței. Așa. Pentru că, hai să zicem, de la 0 până la 18 luni, se creează atașamentul și acolo copilul are nevoie de acele atingeri de corpul părinților, de atenție, orice plâns, asta este o nevoie și părintele trebuie să fie prezent. Când vorbim de 3 ani, este acea perioadă când copilul explorează și părintele, bun, tot încă este, încă satisface, dar îi permite să exploreze mediul. Nu vine și spune, nu atinge, înțeleg, părinții sunt anxioși și nu pune mâna ca să distrugi, dar asta ajută la dezvoltarea copilului. Și mai este încă o problemă. Neglijarea influențează asupra creierului copilului. De aceea, până la vârsta de 3 ani, nu este ok să-l neglijăm. Însă, când ajungem la adolescență, copilul singur are nevoie de propriile hotare. Singur decide că vrea să se bazeze pe contul său propriu. Și aici, părintele deja devine pe a doilea plan. Dacă vorbim de permisivitate, atunci când, de exemplu, există părinți care le permit absolut totul copiilor, adică aruncă, trântește, zgârie, murdărește, absolut tot, dar există părinți care, cum ai zis și tu, nu pune mână, nu-i voie, aici nu fă, aici nu umbla. Care variantă, pentru că e greu să găsești un mijloc și îmi imaginez că părinții nu prea știu unde e acea limită și vrei să-i dai mai mult pentru că îl iubești, dar... Care variantă din astea două ar fi mai bună? Din două răuri alegem unul. Cel mai bine ar fi să găsim mijlocul. Pentru că ambii părinți sau părinții din ambele tabere sunt la extreme. Cei care permit prea multe de obicei au trecut prin experiențe nu chiar cele mai plăcute sau nu le-au fost satisfăcute nevoile. Și invers, părinții care sunt prea autoritari, care pun prea multe limite, tot vin cu un bagaj de experiențe. Ideal ar fi să avem acel mijloc unde există limitele, dar nu într-atât de severe, pentru că limitele sunt o parte din educație. Fără limite, copilul nu înțelege ce înseamnă structură, ce înseamnă siguranță. Limitele sunt o parte din educație. De aceea nu trebuie să fugim în extreme. Dacă e să vorbim despre riscurile la maturitate a unui copil care nu a avut limite în copilărie, în care totul i s-a permis, în care intră în magazin și pe ce pune mâna aia este cumpărat, ce riscă să dezvolte, nu știu, poate anumite detalii în caracter care vin anume de acolo? Este posibil să dezvolte, dar nu întotdeauna. Uneori copilul pur și simplu este interesat de lucru. Și în acest moment permite să studieze, dar explic în același moment, validează, înțeleg că îți dorește asta, dar nu este momentul. Avem 50-50. Este posibil să dezvolte o tulburare, hai să zicem, în care nu înțelege limitele și el crede că el este persoana cea mai principală și aici vorbim de tulburare narcistică, de personalitate narcistică, în care eu sunt centrul universului. Dumnezeul? Da, sigur, sigur. Închinați-vă. Da. Dar nu este garantat. Nu este garantat acest lucru. De cealaltă parte, copilul căruia i-a fost interzis totul de mic, nimic nu are voie să facă, nicăieri nu are voie să iasă, s-ar putea să încerce să iasă din aceste tipare la adolescență și să facă gafe? Sigur. Și e normal să facă gafe. Să se scape, cum spunem noi. S-a scăpat la libertate. Da. Există așa un fenomen și asta e absolut normal, pentru că dorește, cum am zis, la adolescență, să devin pe cont propriu. Vreau să-mi testez limitele mele, vreau să înțeleg cum mă descurc eu singur. Și aici o să fie,
acea atențiune. Părintele care s-a deprins, nu fă așa, fă așa, cum ți-am zis, și copilul care vine cu autoritatea sa deja și spune... Interdicțiile tentează? Adică putem vorbi la copii de asemenea despre faptul că dacă îi spui nu pune mâna, el anume acolo o să pună mâna? Sigur, pentru că are nevoie de cercetare și nu înțelege de ce nu se poate. Vreau să înțeleg. Maxim, dar varianta inversă, de exemplu, dacă vrei copilul să nu pună mâna, spune-i să pună mâna. E valabilă? Funcționează? Puțin probabil. Copilul, dacă este interesant, o să pună mâna. Apropo, pentru că foarte mulți părinți de la noi din țară sunt plecați peste hotare și nu pot să acorde atenția și grija fizică copilului, compensează asta cumva prin daruri. Gadgeturi, bani, tot felul de cadouri. În acest fel, copilul parcă simte prezența părintelui. De cealaltă parte, sunt părinții care sunt tot timpul la fundul copilului și nu-l lasă nici două secunde singur și nu pun nimeni mâna pe el, că eu am grijă de tot. Aici, despre ce problema a părintelui putem vorbi, pentru că e vine cumva din complexele interioare? Dacă vorbim de prima categorie, de acei părinți care sunt peste hotare, sigur asta este o compensare. Eu nu pot să-ți ofer acea conexiune emoțională și îți ofer prin obiecte. Dar asta nu e același lucru. Deloc nu e același lucru și statistica arată că, de fapt, multe familii vin în terapie din cauza că nu-i contactul ăsta emoțional. Da, sunt daruri, da, sunt cadouri scumpe uneori, dar nu-i contact emoțional. Ar putea copilul să crească cu deviere în percepția de dragoste? Adică sigur. Să creadă că dragoste se manifestă anume așa, financiar? Sigur, în unele momente poate că copilul să creadă că da, singurul limbaj de iubire astea sunt obiectele. Dacă îmi dai obiect, eu te iubesc și tu mă iubești respectiv. Părinții care sunt prea de tot așa cu copilul, la un copil destul de mare deja, adică nu vorbim de un bebeluș, dar vorbim de un copil de 7 ani, de 8 ani, care stai și îl corcolești așa din toate părțile. Aici vorbim despre părinți anxioși, sigur anxioși. Aici este mare pericolul să dezvoltăm tulburare de personalitate la copil, fie cea de evitare, personalitate evitantă sau dependentă, în care eu depind de celălalt doar. Eu nu știu cum să mă descurc singur, pentru că până acum era părintele care îmi spunea ce să fac. Cum să încerce părinții să treacă peste problemele lor interioare și să nu le răsfrângă astfel în atenția excesivă sau lipsa asupra copilului? Ideal aș spune să vină la psihoterapie, dar clar lucru nu toți își permit, nu din cauza finanțelor, dar sunt mulți alți factori. Să înțeleagă că sunt limite, să înțeleagă că celălalt tot este o ființă vie și are nevoie de experiențele sale. Și să nu punem limite atât de dure, dar să fie totuși niște limite. Și să respectăm acele limite, pentru că copilul are nevoie de acele limite. Să înțeleagă că el controlează chiar și acel mic colțișor din camera lui, dar e doar al lui. Și el face ce vrea cu el. Așa. Eu sper că părinții o să înțeleagă și o să se gândească, dar cel mai important este dacă au probleme destul de serioase să vină împreună cu copiii la psihoterapie, cel puțin pentru o consultație ca să înțeleagă ce se întâmplă. Sigur, sigur. Noi îți mulțumim foarte mult pentru informații de preț. Maxim Orândaș alături de mine. Aveți grijă cum vă purtați copiii voștri, pentru că în ani o să vedeți rezultatele, adică peste 18.